Salutare, prieteni, ce mai faceți, ce mai ziceți, sper că sunteți bine. Pentru astăzi am pregătit un singur subiect, mare și lat. Planul pentru victorie a lui Volodymyr Planetarul Zelensky, care a fost lansat în mod oficial. Deci, de data asta avem the real deal, nu informații scurse pe surse, de la niște scursuri răuvoitoare și putiniste. Hai să-l parcurgem împreună. Acest plan conține 5 puncte și 3 anexe secrete. Ia uzi, păi cum parcurgem anexele secrete? În fine. 1. Primul punct. Admiterea rapidă a Ucrainei în NATO. Exact cum spuneau sursele mai înainte menționate. 2. Defensiva. Cum? Defensiva. Ok. 3. Descurajare. Știm că rușii sunt ușor de descurajat. Au mai fost descurajați în vara lui 2023 cu ocazia contraofensivei trâmbițate și eșuate. Au fugit imediat ce au auzit un sunet de motor de leopard turat la blană. Ați prins-o pe asta? Leopardul și blană. Ok. 4. Potențialul economic strategic. Da, știm, grânarul Europei, tătuțu și clocitoarea Europei, că înțeleg că mai nou Ucraina este foarte performantă la capitolul Gallinaceae, o pentru Africa. Să nu mănânce oamenii doar pâine. Și 5. Reconstrucția Ucrainei după victorie. Nu se știe victoria cui. Probabil la Rusiei. Observați, dacă câștigă rușii, tot ei vor reconstrui Ucraina așa cum au reconstruit și Mariupolul. Dar hai să luăm punctele astea la bani mărunți. Puncte care par a fi mai degrabă un delir mai împrăștiat decât pișatul boului. Punctul 1. Ăla cu intrarea rapidă în NATO. Bă, ăsta nu este un plan, ci o dorință. Cred că Ungaria, membră NATO, abia așteaptă să fie colegă de alianță cu Ucraina. Adevărul e că nu contează ce vrea Ungaria, sau România, sau Germania, sau Franța, contează ce vor statele uimite, căci licuriciul este NATO. Restul sunt o umplutură care furnizează teritorii pentru bazele americane și scuturile de veșeliste. Punctul 2. Defensiva. La acest punct avem o altă înșiruire de dorințe, să crească industria de apărare ucraineană și europeană. Sorry, boss, dar Ucraina nu este cel mai potrivit loc pentru sădit fabrici, căci lopețile model Iskander ale rușilor minte nu are. Industria europeană? Asta este un nonsens. Dacă vrei industrie în Europa, ai greșit continentul, băiatul meu, sau buzunarul. Europa e mai mult cu turismul, cu serviciile tip vrăjeală și cu schemele financiare. Industrie au alții, mai chinezi. Tot la punctul 2 avem sporirea loviturilor cu rachete și drone. Excelentă idee, tot ce mai trebuie ar fi mai multe rachete și drone. De unde? Licuriciu geme mulți de rachete de Netanyahu, iar bătrânul continent e mai mult cu turismul și figurile, așa cum am stabilit mai devreme. Lista de dorințe continuă cu un discret delir, doborârea avioanelor rusești de către țările partenere. Deci un fel de no-fly zone deasupra Ucrainei asigurat de NATO, dacă înțeleg bine. La prima vedere e un lucru realizabil. Dobori un prim val de avioane rusești, știind că următorul val s-ar putea întoarce cu ceva nucleare. Dar să nu ne impacientăm, merită să riscăm orice ca să facă Zelensky plajă în Crimea din nou. Sper că România este pregătită și că nu-i mai cad aparatele de zbor, unul după altul, pe motiv de Sanchi Borniță, ca în martie 2022. Continuăm. Permisiunea de a folosi rachete americane cu rază lungă. Unul la mână. Rachetele cu rază lungă nu sunt un game changer. Dacă erau, Rusia ar fi câștigat de mult, că ea are și le folosește. Doi la mână, asta ar însemna ca militari americani să lovească cu rachete Rusia.
Să vedem dacă americanii sunt dispuși să se bronzeze la nucleare doar ca Zelenski să facă plajă în Crimea din nou. Acces la datele sateliților aliaților, adică sateliții americani, să ne înțelegem. Și să fim serioși, datele astea sunt folosite de Ucraina de mult. Această cerință a fost băgată acolo doar la umplutură să pară planul pentru victorie mai gros și mai vânjos. Descurajarea, punctul 3. Ucraina propune să găzduiască pe teritoriul ei un morman de armament non-nuclear care să-i sperie pe ruși. Toate bune și frumoase, singura problemă ar fi lipsa mormanului. De unde știm că acesta nu există? Pentru că dacă ar exista, rușii s-ar retrage spre est, nu spre vest, cum se retrag acum în plină panică. Potențialul economic strategic, punctul 4. Eu m-am gândit, ca orice om, că este vorba despre economie, fie ea și cam agrară, cum are Ucraina. Dar nu este vorba despre altceva, nu o să ghiciți. Vă țineți bine? Sancțiuni. Sancțiuni servite Rusiei. După pachetul numărul 16.872 de sancțiuni încasat de Rusia până acum, mai e nevoie de doar două pachete și Rusia se va prăbuși ca un uriaș cu picioare de lut. Dar ce sancțiuni? Doar una este prezentată în fițuică, pardon, în planul pentru victorie, cu subiect și predicat. Limitarea prețului petrolului rusesc. Unul la mână, această limitare e de mult instituită și pe rușii doare în 3 litere. Nu ai cum tu, coafato, sau tu, actorașule, sau tu, tataie în Pampers, să decizi la ce preț tranzacționează o marfă două entități asupra cărora nu ai control. Da, asupra Germaniei ai control și le poți beli Nord Stream-ul doar așa, ca să nu le treacă prin cap să cumpere de la ruși. Dar ei nu cumpărau oricum, de frică, Germania fiind un stat prizonier încă din 45. Dar cum te înțelegi cu India? Sau cu China? Cum îi convins să dea mai puțin bani pe petrolul rusesc? Le spui că le dai tu mai scump? Punctul 5 nu e cu reconstrucția, cum am anticipat eu citind cuvântul post-war, după război. La 5 e o vrăjeală de genul, după ce Ucraina se va lupta cu Putin și îl va învinge, va furniza securitatea Europei cu forța ei militară care beneficiază de experiență de luptă, spre deosebire, și asta este adăugirea mea, de militarii americani care au experiență de luptă doar cu inamici din lumea a treia, echipați cu un Kalashnikov ruginit, un măgar tracțiune 4x4 și o pereche de șlapi. Acest plan postor ar putea funcționa cu condiția ca Ucraina să lupte cu Rusia până la penultimul ucrainean. Astfel îl va salva pe ultimul, care va furniza prestații de rachet cu experiență europei zgribulite. Așadar, mărețul plan este o înșiruire de dorințe. Dați-mi NATO, dați-mi bani, dați-mi arme, doborâți voi rachetele și avioanele rusești cu patriotele voastre sau cu ce puteți. Loviți cu rachete americane Rusia veche pre-2014, că noi nu știm engleză, dar învățăm acum în România. Faceți voi morman de arme în Ucraina pentru descurajare. Sancționați voi Rusia cumva, chiar dacă mai mult rău vă faceți vouă, și așa mai departe. În concluzie, planul pentru victorie are un aspect de vomă împrăștiată după consum de ciocolată Dubai.